Este o predică tematică, nu expozitivă, și vom merge în mai multe locuri din Scriptură și vom vorbi astăzi despre alegerea prietenilor. Nu mă refer la prietenia pentru căsătorie, aia este un alt subiect, ci la prietenii pe care ni-i alegem, la care dăm follow, la care poate lăsăm câte un comentariu. Apropo, dacă vă lasă comentariu fetele cineva, nu mergeți la mama, mama m-a mărit. Da. Sunt și astfel de particularități. Iubiții mei, suntem creați de Dumnezeu cu această dorință de a socializa, de a lega anumite relații, de a avea pe cineva lângă noi cu care să ne împărtășim secretele, minusurile sau biruințele, momentele bune. Și este normal să avem pe lângă noi astfel de oameni. Însă, să nu uităm că prietenii ne pot face bine și prietenii ne pot face și rău. Dacă eu, de exemplu, de la conferința asta, la ora 1 fără 10, intru într-un Audi cu geamuri fumurii, cu patru tatuați lângă mine și cu cercel în nas, nu cred că o să zică tinerii, a fost o predică faină. Adică prietenii tăi vorbesc mult despre tine. Și oamenii cu care te însoțești, fără să vrei, te influențează. De aceea vreau să ne uităm în această dimineață și am împărțit predica în trei părți. Prima parte, trei persoane toxice. Dacă poți, te rog să îmi dai next, pentru că acest tool nu merge. Trei persoane toxice pe care trebuie să le evităm cu orice preț. Sau trei feluri de persoane. Unu. Oamenii vicleni. În Biblie veți găsi de multe ori comparația între animale și oameni. Spune Iisus Hristos, spuneți vulpii aceleia, da? 2 Samuel 13 cu 3, Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și auziți, nu ne spune ce înălțime avea Ionadab, nu ne spune câte kilograme avea Ionadab, ce ochi avea, însă ne spune că Ionadab era un om foarte șiret, foarte viclean. Vreau să ridicați mâna toți cei care știți bine povestea lui Amnon. Mai sus, nu vă faceți griji. Undeva la 20%. Wow, cam puțin. Nu vreau să o citesc pentru că e foarte tristă. Însă Amnon avea o pasiune... Atenție, n-am spus dragoste, pentru sora lui, pentru Tamar. Fac o paranteză pentru că vă confruntați cu pasiune și cu dragoste, cu aceste două lucruri. Îmi scrie un băiat într-o zi, frate Cristi, m-am botezat de 2 luni și nu mai simt să mă duc la biserică. Ce sfat îmi dai? Mă, zic, nici nu simt să mă duc, dar mă duc. Tu, ca păstor, nu simți să merg. Zic, mă, spun sincer, nu simt fluturi în stomac să mă duc la rugăciune. Nu simt. La fel cum nu simt fluturi în stomac să mă scol la 4 dimineața când ești acasă și o las pe soție să se odinească și dorm eu cu cel mic care are un dar de la Domnul special să ne scoală de 10-15 ori pe noapte. Îți spun sincer că nu simt și nu văd săgeți și inimioare de pe WhatsApp să mă scol la 4 dimineața să-i fac lapte sau la 2. Nu simt. Și vreau, iubiții mei tineri, să înțelegeți aspectul acesta foarte important. Pentru că există întrebarea asta, dar există dragoste la prima vedere? Nu există, există doar pasiune la prima vedere. Pasiunea înseamnă fluturi în stomac, eros. Și erosul și are locul lui. Dar să nu uitați, când erosul pleacă, trebuie să rămână agape. Dacă nu există agape, ești gata. De aceea să nu vă bazați în viața de credință și în viața de căsătorie pe simțuri. Ați auzit expresia asta, mă pierd în ochii tăi. O să vezi când iei mopul și mătura cum o să te regăsești. Și aspiratorul, da? Pentru că căsătoria nu înseamnă doar pierdere, ci înseamnă și găsire. Știți? Și eu, de exemplu, dacă văd pe soție spălând vasele și îi spun mă pierd în ochii tăi, ea spune, ia prosopul și șterge-le ca să te regăsești. Voi zâmbiți, eu nu, da? Pentru că voi zâmbiți pentru că cei mai mulți sunt căsătoriți încă. De aceea n-am să vă spun multe lucruri despre căsătoria asta ca să vă căsătoriți să vedeți cum e. E extraordinar, deosebit. Da?
Am închis paranteza pentru că am vrut să spun ce o simțit Amnon pentru Tamar. Atenție, când e pasiune și nu-i dragostea agape, ura după care vine după aceea e mai mare ca și pasiunea care a fost la început. Că o izgonit, o zice. După ce s-a culcat cu ea, după ce o violat-o, o izgonit-o. Mai târziu Amnon ajunge să fie omorât de fratele lui Absalom. Și totul a pornit. David, un om care a plâns când a aflat lucrurile astea, care a fost distrus, o mărturie stricată, o fată pe nume Tamar, care din ziua aceea a trebuit să umble cu capul plecat, și un om ucis. Din ce cauză? Din cauza unui băiat pe nume Ionadab, care era un om foarte șiret. Ce înseamnă șiret? Șiret înseamnă, sau viclean, inteligent, dar nu inteligent în a depăși traficul să ajungă la nouă la biserică. Nu. Inteligent în a-și atinge obiectivele prin metode indirecte sau înșelătoare. Iubite fete, din nou fac paranteză, sunt obligat, din cauza multor traume care sunt în multe familii, să vă spun. Băieții, vă spun ce vreți să auziți, nu ce aveți nevoie să auziți. Mulți dintre ei. Și mulți băieți sunt interesați doar de corpul unei fete, la fel cum a fost Amnon interesat. Atenție foarte mare. Atenție foarte mare că sunt foarte mulți tineri vicleni. Și prietenii vicleni îți vor ruina viața dacă le asculți sfaturile. Imaginați-vă un sfat de la Ionadab l-a distrus pe Amnon. Ce înseamnă să stai 50 de ani cu un om din ăsta în casă? Dezastru. Feriți-vă de oamenii vicleni care au interese ascunse, care au scopuri ascunse, care își folosesc mintea care o au numai să înșele, să facă ceva greșit. Doi, bârfitorii. Spunea Eleanor Roosevelt ceva extraordinar. Mințile mari discută idei. Cele medii discută despre evenimente, iar mințile mici discută despre oameni. Când stați la masă cu cineva, ce discutați? Proiectele bisericii voastre înseamnă că sunteți minți mari. Excelent. Cum pot să fiu parte a unui proiect, să mă implic mai mult? Dacă discuți despre Hamas, înseamnă că ești mediu. Și dacă discuți despre păstorul tău, înseamnă că ești pe nicăieri. Uitați. Mințile mici discută despre oameni. Da? Iubiții mei, Proverbe 20:19. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. O altă traducere spune așa. O bârfă trădează o încredere, dar o persoană de încredere păstrează un secret. Am fost sunat într-o zi de o persoană din Europa, am văzut numărul, n-am știut cine e, și a zis, frate Cristi, vreau să spun trei lucruri despre un proroc, un păstor și un diacon. Și l-am întrebat, sunt lucruri pozitive sau negative? O zis, dacă erau pozitive, nu te sunam. Că știți cum e, noi nu ne consumăm minutele pentru a transmite ceva pozitiv. Dar dacă îi se ducem o bârfă, și dacă facem cost suplimentar, nu-i problemă. Că e picant, e spicy, știți? E ceva care atrage, care ne face să ieșim în evidență. Și am zis, oprește-te, te rog frumos, un pic să spun ceva. Am acasă trei tomberoane. Le-am cerut la cei care se ocupă cu gunoaiele la noi, firma Retim, să-mi dea patru, că suntem 9 persoane. O zis că va ajunge 3. Zic, îs full, îs pline, nu mai am unde să pun gunoi. Dacă vrei, zic, și ai gunoi de pus, îți dau numărul lor, s-ar putea să-ți dea un tomberon, 2. Și am închis telefon. Probabil că l-am supărat. Probabil că mă bărfi la alță, că sunt un om care predic pe internet, dar nici măcar nu știu să port o discuție la telefon. Nu mă interesează ce spun gunoierii. Vreau când vin în fața bisericii să vin cu inima curată. Și nu pot să vin cu inima curată dacă mă ocup cu noroaie. Dacă dau cu noroi în alții, îmi rămân mâinile murdare. Iubiții mei, aveți mare grijă la bârfitori. Bârfitorul îți va spune ceva rău despre păstorul tău și nu vei vrea să-l mai asculți. Bârfitorul îți va spune ceva rău despre părinții tăi, despre profesorii tăi. A, da, s-ar putea bârfitorul să aibă dreptate.
Că păstorul cu tare acum 20 de ani a făcut nu știu ce. Și dacă s-a pocăit omul ăla și a stat cu Dumnezeu la zile de post, de căință, de smerenie, de iertare și a fost iertat, tu tot păcătos o să-l vezi și murdar, pentru că bărfitorul te-a alimentat. Ai grijă la oamenii bărfitori și vă mai spun ceva. Cine vorbește rău despre alții în prezența voastră, vă va vorbi și pe voi de rău în prezența altora. Fugiți de bărfitori. Nu vă alegeți prieteni din ăștia. Apoi, oamenii lumești sau oamenii fără cuvânt, dar într-un mod special Iacov 4:4, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu. Iubiții mei, căutarea plăcerii în lume este cel mai înalt obiectiv. Cel mai înalt obiectiv în lumea asta este să cauți plăcerea, divertismentul, prin orice metode. Și oamenii lumești sunt oamenii care caută lucrurile astea. Ei nu vor căuta sfințirea, nu vor căuta pe Dumnezeu, nu vor căuta anturajul sănătos, ci își vor căuta doar lucrurile lor lumești. Acești oameni sunt prieteni care te vor îndepărta de Dumnezeu, te vor îndepărta de biserică și se va întâmpla în 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Cristi Boariu este media celor mai apropiați 5 prieteni care îi are. Și nu știu dacă am 5 în toată țara asta. A, te crezi mândru. Cine la nivelul tău? Nu pentru aia. Nu pentru aia. O să vă spun la final. Dacă ești căsătorit, cel mai bun prieten al tău trebuie să fie partenerul de viață. Dacă ești acasă, cel mai bun prieten trebuie să fie părinții. Și mai presus de oricine trebuie să fie Dumnezeu. E prea scurtă viața ca să mă petrec cu oameni lumești. E prea scurtă viața ca să-ți o petrești cu oamenii care caută lucrurile acestea trecătoare. Într-o zi la noi în cămară, în șpaiț, cum se mai zice, mirosea ceva ciudat. Eu am crezut că e un șoarec mort, iertați-mi expresia. Un șoarec viu care l-am pierdut pe acolo și m-am dus, i-am făcut bacon, i-am prăjit frumos, i-am pus pe carton cu pastă. Îmi venea mie să-l mănânc, așa bun a fost. M-am culcat liniștit, am zis la dimineață, sigur o să fie acolo prins. Mă duc dimineața, nimic. Vine soția, o zis, aici nu e șoarec, aici e un cartof stricat. M-am zis, nu se poate. O căutat pe acolo frumos și acolo unde ne țineam cartofii, undeva ascuns în spate era un cartof stricat. Iubiții mei, împrăștea un miros dezastru. În timp ce soția l-a scos afară și am făcut împreună curat acolo, m-am gândit, mă, dar de ce 99 de cartof bun nu poți să vindece un cartof stricat? Dar un cartof stricat strică 99. Interesant lucrul ăsta. Iubiți tineri, vreau să rămâneți cu imaginea asta în minte. Vreau să rămâneți cu textul acesta. Dacă ai un cartof stricat lângă tine, sunt șanse mari să te strece și pe tine. Nu să-l vindeci tu pe el. Plăcerile lui vor deveni plăcerile tale. Minciunile lui vor deveni minciunile tale. Obiceiurile lui proaste vor deveni obiceiurile tale. Limbajul lui va deveni limbajul tău. De aceea provocarea noastră ca părinți e imensă pentru voi care sunteți la școală. Că voi petreceți 30 de ore la școală și noi ca părinți nu putem petrece 30 de ore cu voi. Nimic nu a făcut mai mari ravagii ca și anturajul de la școală pentru bisericile de România. Nimic. Și vă înțelegem. Și eu am fost la școală. Și eu am fost chemat să fumez în WC-uri, în toalete. Dar la 14 ani am primit Duhul Sfânt și am spus nu. Și eu am fost chemat să mă uit la pornografie, pe reviste. Atunci nu erau telefoane și voi sunteți chemați pe reviste, pe telefoane. Nu vii ușor. Dar una e să-ți fie coleg și alta e să-ți fie prieten. E diferență colosală. Am colegi de servici, da? Ai colegi, poate, de servici, de facultate. Ai grijă la cartofii stricați. Hai să vedem acum cum arată prietenii adevărați. Că singur nu putem trăi. Avem nevoie de prieteni pe lângă noi, da? În primul rând, iubiții mei, prietenii adevărați sunt mereu alături de tine chiar și în momente grele. Asta e prima sită pe care vă rog să o folosiți la maxim. Să vezi, numai când ai 1000 de euro pus deoparte, pe lângă tine sau și când ai nevoie de 1000 de euro împrumut. Să te uiți bine la asta. Proverbe 17:17. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire fuge.
Nu mai dai de ea. Nu, nu, nu. În nenorocire, au zis Biblia, prietenul ăla adevărat îți vine mai aproape. Ajunge ca un frate. Pentru că spunea un proverb, prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Se cunoaște. De aceea e foarte important să vedeți. Uitați-vă la fiul risipitor, pleacă de acasă, bani în buzunar, plătește el tot. Cât timp faci tu cinste? Da? Toți te iubesc. Numai că într-o zi de unghie nu mai iei și nu mai pui să termine. Când, când le-au spus să faceți voi cinste, acum că eu nu mai am, au rămas singur, cu porci și cu stăpânul ăla de la porci, atât. Restul pleca toți. Da? Vremurile grele dezvăluie băieții sau fetele adevărate de lângă noi, prieteni adevărați, vremurile grele. Mi-a spus un băiat, frate Cristi, am 5.000, aproape 5.000 de prieteni pe Facebook, 4.000 și ceva, 5.000 e limita. O zis și Zuckerberg că bă, n-ai cum să fie mai mult de 5.000 să fie prieteni, n-ai cum. 4.700 și ceva, ziceam, acum mai am puțin și ajung la limită la 5.000. Am mulți prieteni, frate Cristi. M-am uitat la el serios și am zis, o să vezi când o să fie în spital, cât o să ai. S-a uitat la mine așa ciudat. După vreo 3 luni mă sună din spital. Eu n-am vrut să prorocesc, că nu sunt proroc. Frate Cristi, nu poți să vii să mă vizitezi. Eram plecat în afara țării, am zis, mă, n-am cum, dar mai am loc de aia 4.700. Nu-i full pe hol. Nu-i plin. O zis, frate Cristi, nu a venit niciunul să mă caute. Niciunul. Știți care e cea mai ieftină prietenie? Like-ul. Și tu ești gata. Bă, da like, ăla de la Vicov. Ai, mă iubește. Slăvit să fie. De cât timp, mă, de cât timp vroiam lucrul ăsta? Iubiții mei, nu mai fiți creduli. Nu mai fiți creduli. Am făcut renovare la noi la biserică, cum ați făcut și voi foarte frumos, ești aici extraordinar și la noi. Și am pus anunț pe Facebook. Aveam atunci 130.000 de followers, am zis, dacă un euro pune fiecare în jumătate de o regată renovare. Credul, și eu ca și voi, sincer. Că omul sincer suferă cel mai mult în viață, nu hoțul. Că hoțul crede că tăți-s hoț și își ferește bine buzunarul. Sincerul deschide tot, mă uită, spune inima pe tavă, că are impresia că tăți-s sincer. Am avut 1000 ceva de like-uri. Am vrut să iau like-uri, să mă duc la de masă, să iau regips cu like-urile alea. N-ai cum să iei like-uri. Am avut 70 de comentarii și vreo 12 donații. Din 130.000 de followers. M-am dat seama atunci de ce te urmăresc oamenii. Știți? Am trecut și eu prin două operații. M-am uitat în jur, niciunul de pe Insta n-am văzut. Niciunul nu a fost lângă mine. Dar a fost Dumnezeu lângă mine. Iubiții mei, aș vrea să fiți foarte atenți la lucrul ăsta. Psalmul 38:11. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cu alte cuvinte spune David aici, când am fugit de Saul, puțini ați venit cu mine. Acum când îți rege, n-am unde să cal pe stradă, că e full, e plin. Da? Un prieten care îți înțelege lacrimile este mult mai valoros decât mulți prieteni care îți cunosc doar zâmbetul. Filtrează-ți prietenii. Prietenii adevărați sunt cu tine și când plângi, nu doar când zâmbești. Nu doar când probezi mașina care ți-a cumpărat. Ci și când mergi în misiune la Vaslui. Da? Doi. Prietenii adevărați, iubiții mei, mai au o condiție. Nu sunt profitori. Nu sunt profitori. Prietenii profitori cer în mod constant lucruri în timp ce nu oferă nimic. Aș vrea astăzi să înțelegem că prietenul adevărat nu este cel care vrea să ia ceva de la tine, ci este cel care vrea să-ți ofere ceva. Întotdeauna m-a mișcat David și Ionatan în Scriptură. Întotdeauna m-a mișcat. Adică să fii ca și David nu-i greu. Tu cioban, el prunc de rege. Nu. Pocăit nu a fost David, a fost David pocăit. Dar pocăința adevărată nu a fost la David. Pocăința adevărată a fost la Ionatan. 1 Samuel 18:3, Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David. Acum să scoți haina de cioban care mirosea a caș, a gunoi și să o dai la fiul de împărat, nu trebuie mare pocăință. Dar să scoți haina de împărat și să spui David, tot să fii în locul meu. Extraordinar ce prietenie. Extraordinar ce om. I-a dat și hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoare. Era un gest. David, văd în tine un om folosit de Dumnezeu. Tu o să fii următor, eu mă retrag. Dacă vrei să fiu lângă tine, o să fiu. Ce om adevărat, ce prieten adevărat. O prietenie atât de rară.
Proverbe 19 cu 6, omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Daruri. De aceea să aveți mare grijă. I-am spus la un băiat care avea o mașină extraordinară și să știți că n-am treabă cu cine are mașini faine, mai ales dacă duce orfan și văduve la biserică, să-i mai da Domnul încă 20. Știu pe cineva, nu departe de voi de aici, cu mașină scumpă de 10.000 de euro. Cară oameni la bisericile de pe lângă Dărăbani. Extraordinar. Omul acesta spune aici Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Și acum mă opresc. Unde erau oamenii ăștia când Iov avea un ciop și se scârpină? Deci cum au auzit că Iov din nou a fost vindecat, din nou are animale, din nou are copii, din nou are bani? Au venit. Știți unde erau oamenii ăștia? Plecaseră la alții care aveau. I-am spus unui băiat care avea mașină foarte faină, când merg să-ți cauți fata, să merg cu bicicleta, cu Pegasul, că e pericol, că știu și modelul, și motorul, și că ai putere. Multe fete astăzi. Și pericol că atragi pe cineva care se uită numai la asta, știi? Și când apare următorul model, te anunță. Vezi că o scos următorul model. Ce faci? Ai rămas în spate? Pentru că asta căuta. Oameni profitori. Iubiții mei, atât de grav să afli după căsătorie că cel pe care ți l-ai luat a fost pe interes. E dezastru. De aceea să fiți foarte atenți, foarte atenți. Au apărut lângă Iov imediat ăștia. Dar unde erau când a fost Iov bolnav? Alege cu înțelepciune. Da? Prieteni adevărați nu sunt profitori. 3. Prieteni adevărați sunt prieteni evlavioși. Psalmul 119 cu 63, sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Vreau să ascult de Dumnezeu, mi-au prieteni care să mă încurajeze la asta. Vreau să fiu un om al rugăciunii, mi-au prieteni care se roagă pe lângă mine. Acum, dacă o să vă pun să vă întrebați unul pe altul, așa cum stați pe bancă, unde ai ajuns cu citirea Bibliei anul ăsta, mă tem că nu o să mai stați unul lângă altul tura viitoare, știți? E cam periculos. Că dacă îl întreb de unde ai poșeta asta, mă, dar ce faină-i, păi, se bucură. Dar dacă întrebi, auzi, anul ăsta, unde ai ajuns cu cuvântul Domnului? Parcă te supără. Să știți că ăla care te supără, de fapt, îți vrea binele. O pus o întrebare bună. S-ar putea să te trezească Dumnezeu prin el. Nu? Ia-ți pe lângă tine prieteni care să te întrebe unde ai fost marța trecută, că nu te-am văzut la biserică. Dar ce e treaba ta? M-a zis unul recent. E treaba ta, zice? Măi, ca măi, ca slujitor și răspunde voi. Ca măi, treaba mea. Nu? Când te întreabă doctorul la medic, ce ai mâncat asta în trecută, că spui că ți-e rău. Dar e treaba ta, doctor, ce e treaba ta, ce am mâncat eu. Așa îi spui. Încă îi mai și dai bani să te întrebe. O mor soția mea la un control, 500 de lei, eu luat, eu pus 3 întrebări. Am zis, dacă îi spuneam eu întrebările, nu-ți luam nimica, sincer. E așa mai ieftin, nu? 3 întrebări și 1500 de lei. Și spui tot, că nu te nervezi. Și întreabă pastorul, unde ai fost la repetiție, acolo nu te-am văzut. La ce-i treaba ta? Iubiții mei, în dimineața asta vreau să vă spun, prietenii adevărați îți vor spune adevărul, chiar dacă acesta te-ar putea răni. Te vor trage de mânecă. Îți vor spune, vezi că acolo n-ai făcut bine, că nu suntem perfecți. Dacă eram perfect, eram deja în cer. Mergem spre desăvârșire. Și mai greșim. Ce spune Proverbe 27 cu 6, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrășmaș sunt mincinoase. Sunt mincinoase. Normal că cel care te îmbrățișează parcă îl vrei mai aproape decât ăla care te rănește, nu? Numai că dacă ăsta e lingușitor și ăla e prieten adevărat, prefer pe ăla care mă rănește. Da? Citeam despre Thomas d'Aquino. Există o poveste foarte interesantă despre el. Era tânăr, începător, sincer, credul, înconjurat de studenți care vreau să-și bată joc de el. Dumnezeu a pus ceva în omul ăsta, în tânărul ăsta, dar vreau să-l ia peste picior.
Și într-o zi, acolo unde făceau cursuri, unde învățau la școală, colegii s-au apropiat și au zis: Thomas! El era undeva sus la o mansardă și colegii pe-n curte. Thomas, vină repede, se pare că porci zboară. Și Thomas, credul, omăr să vadă. Și au spus prietenii. Și când a ajuns la mansardă și s-a uitat afară unde sunt porcii care zboară, a început să râdă de el în hohote. Și au zis ce spune Thomas: aș prefera să cred că porcii pot zbura decât să fiu mințit de prietenii mei. Aș prefera să cred aia decât să-și bată joc prietenii de mine. Iubiții mei, vreau să mergem mai departe, să ne uităm în ultima parte a mesajului cum să menținem o prietenie adevărată. Vreau să insist pe asta. Cum să menții o prietenie adevărată? Că prietenia se menține, costă. În primul rând, prietenia adevărată se menține prin sacrificiu. Sacrificiu, știți? Sacrificiu. 2 Timotei 1:16, dacă poți să rog să afișezi versetele astea extraordinare, vă amintesc că 2 Timotei a fost scris de Pavel când era în Roma, a fost ultima lui epistolă scrisă, care cel puțin avem în Noul Testament. 2 Timotei 1:16. Acum, dacă ați scrie ultima scrisoare din viața voastră, cam pe cine ați spune în scrisoarea aceea? Auziți pe cine a pus Pavel: Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Bun, frate, este și așa interesant aici. Auziți ce e interesant acum? Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Am intrat pe Google Maps, am scris Roma, Efes, și Google Maps a zis 2000 de kilometri. M-am speriat. Stai un pic. Deci Pavel a fost în Roma și l-a căutat Onisifor. Apoi Pavel este în Efes și tot omul ăsta îl caută pe Pavel. Distanța așa mare? Păi altul nu vine până la spital în Suceava să te caute. Sacrificiu, obstacole, lacrimi, timp consumați, bani cheltuiți pentru o astfel de călătorie. Putea să zică Onisifor: auzi, lasă, mai facă și alții. Face păstorul, dar numai pe mine mă vezi. Deci eu singurul care îți place, pe alții nu vezi. Era Pavel în închisoare și într-o zi ușile s-au deschis. Și-a crezut Pavel probabil că intră iară să îi bată pe ăștia. Și acolo, în ușa închisorii, era Onisifor. Și-a zis: Pavel, am venit să te caut. Atunci când Iisus în viață, toți vor selfie cu tine. Toți vor să se dea pe lângă tine. Când ești în închisoare, nu te mai caută nimeni. Pavel, te-am căutat. Cum ești? Ce nevoie ai? Cu ce pot să te ajut? Pavel în ultima scrisoare nu pune nume magnifice. Pune pe oameni mici cu inimi mari. Timotei ține aproape de oameni ca și Onisifor, că-s mai rar ca aurul. 60.000 kg de aur. Știți de ce că e rar? Dacă ar fi pe toate gardurile, n-ar fi 60.000 kg. Ține aproape de oamenii ăștia, nu? Timotei. Ăștia stau cu tine și când ești păstor și stau cu tine și când ești la reanimare. Ăștia stau cu tine și când conduci o mașină frumoasă și când umbli pe jos. Ăștia se sacrifică. 2. Cum să menții o prietenie adevărată? Prin iertare. Vă spuneam că nu suntem perfecți, greșim. S-ar putea să te supăr ca și prieten, s-ar putea să mă superi. Proverbe 17:9. Cine acoperă o greșeală caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni. Spuneam la o nuntă și iar mă duc la căsătorie un pic, rog surorile să nu fie profesoare de istorie și de geografie. Da? O să vedeți, în căsătorie surorile sunt înzestrate de Dumnezeu cu o ținere de minte fenomenală. Fenomenal. Eu mă duc la frigider să caut untul și nu-l găsesc. Știți? Soția e în cameră. Dragă, unde ai pus untul? Al doilea raf la stânga. Eu caut cuvântul unt, știți? Pentru aia nu-l găsesc. Cuvântul nu-l găsesc. Și ea îmi spune, ea ține minte. Da? Acum, când ții minte unde e unt în frigider sau baconul, e perfect. Dar când ții minte că acum 18 ani ploua afară și eu ți-am spus o vorbă rea, aia e mai greu un pic, știi?
că ești profesoară de istorie, mereu în trecut, și știi și locul și timpul, geografie. Știți? Iubiții mei, dacă am iertat, e normal să nu mai amintesc, nu? E normal să nu mai amintesc. Așa ar fi normal. Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Am o întrebare, de câte ori după ce voi ierta Iisus, v-a mințit de nou păcatele? De câte ori? Niciodată. Niciodată. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Vrei o prietenie adevărată? Trebuie să înveți să ierți. Se spune că doi prieteni se plimbau prin deșert. La un moment dat al călătoriei lor s-au certat, iar un prieten, unul dintre cei doi, l-a pălmuit pe celălalt peste față. Cel care a fost pălmuit, rănit, fără să spună nimic, a scris pe nisip: astăzi cel mai bun prieten m-a pleznit peste față. Au continuat să meargă până au găsit o oază unde au hotărât să se răcorească un pic. Cel care fusese pălmuit s-a blocat în noroi și a început să se înece, dar prietenul lui l-a salvat. După ce și-a revenit din apropierea locului unde era să se înece, a scris pe o piatră: astăzi cel mai bun prieten al meu mi-a salvat viața. Prietenul care l-a pălmuit și îl salvase pe cel mai bun prieten l-a întrebat: după ce te-am rănit, ai scris pe nisip și acum scrii pe piatră, de ce? Celălalt prieten a răspuns: când cineva ne rănește, ar trebui să scriem fapta sa pe nisip, unde vânturile iertării o pot șterge ușor. Dar când cineva face ceva bun pentru noi, trebuie să dăltuim fapta sa în piatră, unde niciun cuvânt nu o poate șterge vreodată. Doamne, ajută-ne la asta. Da? Pentru aia a zis Domnul: săpați pe inima voastră legea mea. Puneți acolo în interior să rămână. Apoi, cum se menține o prietenie adevărată? Prin sfaturi sincere, prin sfaturi sincere, prin sfaturi folositoare, prin sfaturi valoroase. Proverbe 27:9. Cum înveselesc unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Să ai prieteni pe lângă tine, oameni care să îți dea sfaturi valoroase. Da. Acum, e adevărat, este o vorbă, fiecare dă ce are. Dacă am, eram undeva și niște tineri erau acolo, vorbeau și unul s-a scăpat cu o vorbă urâtă și a zis: iertați-mă, zice, m-am scăpat. Și altcineva a zis: mă, zice, nu te-ai scăpat, aia aveai acolo. Soția mea nu spune: iartă-mă că m-am scăpat cu o ciorbă de douțan. Păi nu, aia aveam, aia am făcut, pe asta am muncit în ultima oră jumate, asta pot să-ți dau. Din prisosul inimii vorbește gură. Deci nu s-a scăpat, că dacă era plin de două sfânt, se schimba cu o vorbire în alte limbi. Știți? Înțelegeți? Pentru aia uite-te să vezi prietenii tăi ce îți transmit, ce valori îți dau, ce sfaturi îți dau. Lasă și pe părinții tăi, zice, că îți bătrâi. Ar trebui să fugi de la un om din ăsta, nu? Spuneam aseară la Dărăbani: bunătatea nu lasă cicatrici, de aceea să uită repede. Da? Părinții ăia tăi s-au scolat noaptea. Acum, dacă Pampers s-ar lăsa urmă, ar fi super. Știți că la 18 ani te-ai uitat la urmă și n-ai mai trânsit ușa la maică-tă. Dacă sticla aia de lapte praf pe gură ar lăsa cicatrice, ai vorbit frumos cu mama și cu tata. Știți? Dar pentru că bunătatea nu lasă cicatrici, să uită repede. Înțelegeți? Ai grijă, prietenii tăi să-ți ofere sfaturi valoroase. Citeam despre James Garfield, un om care a primit într-o zi 20 de sfaturi de la un prieten. Un tânăr era atunci și un prieten i-a scris o foaie cu 20 de sfaturi. Vi le-am notat aici pentru că se potrivesc extraordinar pentru tineri. 1. Nu fi niciodată inactiv. Fii tot timpul implicat în ceva bun. 2. Fă puține promisiuni. Fă puține promisiuni. Știți, e mai bine să faci două promisiuni pe an și să le împlinești decât 100 să nu împlinești nimic. Că dacă faci 100 și nu împlinești 90, tot rămâi de râs. 3. Spune întotdeauna adevărul. Iubiți tineri, am spus-o și la alte conferințe de tineret, cea mai mare valoare pe care noi o avem e caracterul nostru. Cea mai mare valoare a caracterului este integritatea. Dacă Cristi Boariu minte, vreau să vă spun în fața voastră astăzi, Cristi Boariu poate să facă orice alt păcat, dacă își permite să minte. Dacă un vas îi spart undeva, nu te mai interesează unde îi spart.
Îmi scria o fată de Cristi, băiatul care vorbesc, mă minte, vreau să-l pun aici a Domnului. Păi ce mai pune aici a Domnului? Că spune care e taică sau. Dacă te căsătorești cu el, când merg la socri în vizită, merg la diavolul. Așa spune Biblia. Tatăl minciunii e diavol. Vezi, prietenii tăi să spună întotdeauna adevărul. Am 13 ani de căsătorie. Nu mi-am mințit soția niciodată în 13 ani. Din trei motive. Unu, sunt pocăit. Doi, sunt slujitor. Trei, sunt soț. Dacă mint odată, îmi trebuie încă 13 ani să fiu crezut. Și-o zis Nicolae Iorga ceva extraordinar. Încrederea nu se pierde decât odată. A doua oară n-ai cum să o pierzi. Fii un om de cuvânt și caută să ai prieteni de cuvânt. Da? Apoi, patru, asta merge la tineri extraordinar. Trăiește în limitele cardurilor de credit. Nu, în limitele veniturilor tale. Tale. Foarte important să nu te întinzi mai mult decât ziplapuma, știi? Foarte important. Cinci, exact ce spuneam, nu vorbi niciodată de rău pe nimeni. Șase, păstrează o companie bună sau nimic. Deci dacă nu găsești un prieten bun pe care să-l ai, mai bine să fii singur decât cu un prieten rău. Șapte, respectă-ți angajamentele. Opt, nu juca niciodată jocuri de noroc. Sunt stupefiat, sunt șocat să aflu că încă sunt tineri care bagă la pariuri sportive. La jocuri de noroc. Am predicat la biserică pericolul jocurilor de noroc. Se aude și la balcon, văd doi tineri care de o oră stau pe telefon. Domnul să te binecuvinteze. Uitați-vă la mine, nu la ei. Da. Iubiții mei, atenție foarte mare, cunosc tânăr care a băgat 900.000 de euro la cazinouri. Trei ore am stat cu el la mărturisire. Bagi o sumă mică, te-o prins și îți ruinezi familia. Am stat de vorbă cu familii ruinate din cauza jocurilor de noroc. Am trecut cu unul din băieții mei cu care astăzi aici într-o zi în mall pe lângă un astfel de local. Am mers să mâncăm și era și acolo în mall, local din asta. Și au zis, unul, tati, aici e diavol, așa, hai, zic, acolo e diavol. Nicum să intre, zice, prinde diavol pe acolo. E diavol acolo, să știți. Ai grijă. Tot mai mult se joacă cu lucrurile astea. Tot mai mulți vor bani peste noapte. Nouă. Nu bea băuturi amețitoare. Dar nu e bună berea fără alcool. Nu. Nu te juca cu lucrurile astea. Nu mai intru în detalii. Caracterul bun este mai presus de orice altceva. Pune preț pe caracterul tău. A, că n-am mașina lui ăla care e lângă mine. Nicio problemă. Mașina poate să meargă la fier vechi. O pierzi în viață. Caracterul duci după tine toată viața. De aceea, pune preț pe caracter. Da? 11. Păstrează-ți secretele pentru tine dacă le ai. Când ai împărțit cu cineva secretul tău, nu mai e secret. 12. Nu împrumuta niciodată dacă poți ajuta. O, ce am pățit eu cu lucrurile astea, nici nu vă spun. Eu decât să împrumut pe cineva cu 1000 de euro, mai bine dau 100 de euro în numele Domnului, că oricum știu că nu-i mai văd pe aia 1000. Știți? Atenție mare, cum ajutați, pe cine ajutați. Știu mulți frați din biserica noastră care au ajuns dușmani după ce s-au împrumutat unul pe altul. Mai bine ajută-l în numele Domnului decât să împrumuți. Da? Nu te căsători până... A, pentru băieți, slăvit să fie Domnul. Nu te căsători până când nu poți să ai grijă de soția ta. Da? O zice cineva când a fost întrebat, dar cu ce trăiți? Cu banii de la nuntă, zice. Acum, vezi tu, cam câți poți trăi cu banii de la nuntă? Nu-i poți să trăiești mult cu banii de la nuntă. Ai mare grijă, da? Ai mare grijă. Nu mai zic mai mult, că e pericol aici, să te mai băgăm aici. 14. Când vorbești cu o persoană, nu sta cu ochii în telefon. Uită-te în ochii ei sau în ochii săi. 15. Economisește când ești tânăr pentru a cheltui la bătrânețe. Da? Economisește când ești tânăr. Atenție foarte mare. 16. Nu intra niciodată în datorii decât dacă vezi o cale de ieșire. Nu împrumuta bani ca să mergi în Dubai. Da? Nu împrumuta bani ca să mergi la pizza. Dacă trebuie să-ți plătești factura la curent, poți să împrumuți bani, dar vezi care e și calea de ieșire. Foarte mulți s-au distrus prin împrumuturi ca să arate la alții ce au.
O zi cineva, luăm bani pe care nu-i avem ca să cumpărăm lucruri pe care nu le permitem pentru a impresiona pe aia care nu-i iau la inimă. 17. Compania bună, anturajul bun și conversația bună sunt tendințele virtuții. 18. Caracterul tău nu poate fi rănit decât de propriile tale fapte. 19. Dacă vorbește cineva rău de tine, du-l la comitet. Nu. Lasă prin acțiunile tale să se vadă dacă vorbele alea sunt adevărate sau nu. Iubiții mei, ascultați-mă. Nici Iisus nu a putut să nu fie vorbit de rău. Nici tu nu o să poți. Oamenii ne vorbesc. Dar nu voi demonstra prin comentarii pe Facebook că n-are dreptate. Nu o să mă duc să-l duc la comitet. Nu o să-l bag în tribunal. Știți ce o să fac? O să dovedesc prin viața mea că nu are dreptate. Amin? 20. Când te retragi noaptea să te culci, gândește-te la ce ai făcut în timpul zilei. James Garfield a ascultat aștia 20 de sfaturi și a fost promovat ca președinte al Statelor Unite. Acum, noi nu vrem neapărat să ajungem președința ai Statelor Unite, dar am vrea să ajungem într-o zi în cer cu Dumnezeu. Iubiți tineri, mă apropii de încheiere, vreau să facem o rugăciune apoi. Cel mai bun prieten al nostru trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Amin? Spunea o cântare, Iisus, Iisus, o ce nume minunat, Iisus, Iisus, prietenul adevărat. Aș vrea astăzi când mergi acasă să-ți verifici un pic prietenii. Nu știu câte 10 am în telefon, i-am salvat, știți că eu salvez unele numere ca să știu la cine să nu răspund. Și am salvat așa, nu răspunde, pericol. Asta numai să ceară știe, înțelegeți? Poate trebuie să modificați niște nume astăzi, nu-i păcat să știți. Nu răspunde, bârfitor. Nu răspunde. Umblă cu gunoaie, ți le dă și ție. Da? Nu răspunde. Vezi tu ce scrie acolo, da? Uitați-vă la final de an. Eu nu suport. Zeci de mesaje primesc. An nou fericit, an nou fericit, sau mai știu eu ce. Mă, nu mai căutat tot anul. Acum îmi doresc an nou fericit. Deci toți care nu te caută la finalul anului îți trimit mesaje. Iubiții mei, eu vreau să țin aproape de Iisus. El e singurul care mă caută și când e bolnav și când e sănătos. Și de ce? Pentru că El o gira pentru prietenia mea. Păi El l-a costat și-o dat viața. Încă n-am în lumea asta pe nimeni care și-o dat viața. Dar mai spun ceva despre prietenii la sacrificiu acolo. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii? Săi. Dar cum adică să-mi dau viața? Că dacă era vorba de a muri fizic, zicea pentru prietenul lui. Dacă tu astăzi mergi o oră să faci curat la o femeie bolnavă, sau merg să crab niște lemne. 200 de tone de lemne ne vin la miros de ce săptămâna trecută. Săptămâna viitoare, căutăm voluntar la cărpa lemne. Nu mai e nevoie să mergeți la sală, faceți și mușchi, să fie all inclusiv și răsplată în cer. Dacă merg să crab lemne 4 ore pentru cineva care nu poate să facă asta, tu de fapt dai din viața ta 4 ore. Și-o zis Dumnezeu, nu este mai mare dragoste decât asta. Că dai un like, că trimiți un SMS, Domnul se binecuvintează. Sau că ai auzit că e renovare. Succes, fraților, succes. Nu, asta nu ajută cu nimic. Sau au zis Iacov, dacă vezi pe unul că e dezbrăcat și plin de frig și tu îl binecuvintezi, nu ajută cu nimic. El are nevoie de o haină, nu de cuvinte frumoase. Știți? Ori de câte ori te implici să faci ceva pentru Domnul, tu îți dai din viața ta 4 ore, 6 ore, o zi, 2, 3. O pui la dispoziția fratelui tău în numele Domnului și vine o zi a răsplătirii. Uitați-vă la, cred că asta e cel mai mare nivel. Bun, un nivel frumos e să te jertfești și tu pentru mine în prietenie, mă jertfesc și eu pentru tine. Dar cel mai înalt nivel e să mă jertfesc chiar dacă el nu face nimic pentru mine. Omul care poate, nu mi-e apărat prieten, dar și pentru el a murit Hristos. Și mă duc să-l ajut cu ceva. Uitați-vă la samariteanul milostiv. A văzut un om căzut între tâlhari. S-a oprit și a mers la locul unde era omul. Acel, am o rugăminte, iubiți tineri. Nu mai ascultați pe aia care își dau cu părerea despre X sau Y dacă nu a mers în locul acela. Zice că a mers în locul acela și i s-a făcut milă de el.
Da, e adevărat că e ușor să judeci pe mame cu 10 prunci, că 2 prunci are în lume din 10. Da, e ușor să judeci. Dar ai pus tu 30 de porții pe zi de mâncare pe masă, înmulțit cu 7, 300 de porții într-o săptămână. Ai avut tu stresul ăla și urci la oră la stomac seara, că mâine trebuie să pui 30 pe masă de porții. N-ai avut. E ușor să dai mesaj. Bă, a plecat în lume, mă, fata lui aia. Cred că nu și-a făcut partea. Iubiții mei, nu vă mai comportați așa, că asta nu arată maturitate. O zis Pavel, cine cade în păcat și eu să nu ard? Dar de ce arzi, Pavele? Pentru că m-a costat convertirea lui omul ăla. Împinge tu să te ai pe telefon acasă, eu meream și predicam, o zis Pavel. E normal că dacă cade, nu mă bucur, că mă doare, că m-am cheltuit. N-ați observat că oamenii comentează la ce-i gratis și apreciază ce costă. Și pentru aia, că tot e gratis în biserica noastră, oamenii comentează la greu. Multe prietenii gratis, nu mă primesc, nu mă dăm. Dar o mărs samariteanul și o vrut să arată ce înseamnă prietenia adevărată pentru un om pe care nici nu-l cunoștea măcar. Auziți ce face mai departe, scoate vin și un de lemn. Vinul era folosit atunci pentru dezinfectant, ca și dezinfectant. Iar un de lemn ca și alinare. Apoi zice că l-a pus pe asemenea, l-a dus la un han. Și-a petrecut noaptea cu el acolo și-a zis dimineața către hangiu, dacă vrea un Sprite, vorbesc între noi, dacă vrea un sandwich, vrea un burger, dă-i și pune în contul meu. O prietenie adevărată costă. Dar cea mai înaltă prietenie este să faci ceva cuiva care nu te poate compensa niciodată. Avem în județul Timiș o echipă de tineri. În fiecare sâmbătă măr să facă în construcții ceva pentru cineva care nu poate face nimic. M-am bucurat. A început o parte din ei să se căsătorească și m-am uitat la căsătorile lor și au ales parteneri care fac la fel. Asta vreau să învăț astăzi, că prietenia adevărată costă. A, poate că nu merită ăla, dar ce, eu am meritat harul lui Iisus Hristos, am meritat iertarea lui, nu am meritat. Dar vreau să mă pun la dispoziția lui. Că o zis samaritanul către hangiu, mă voi întoarce. Apocalipsa 22:12. Iată, eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Închei spunându-vă că prietenile nu se construiesc întâmplător, ci se construiesc prin alegere. Trebuie să alegi bine. Ai grijă la cine scrii pe WhatsApp. Ai grijă la cine lași mesaj audio. Am răspuns la e-mail-uri la care alții au mers și le-au arătat la alții. Și am crezut că răspund unui om sincer. Și apoi au mers cu răspunsul meu și m-a făcut praf. Și au scos ce-o vrut de el din context. Am răspuns la fată care și-a făcut mai multe conturi și-a zis vreau să mă sinucid și-a băgat în mai multe e-mail-uri motive. Și eu, credulul și sincer, am zis, bă, să salvezi o viață. Și apoi îmi spunea, te-am fentat, că de fapt am vrut să vei cum răspuns. Ăștia-s oamenii. Ai grijă pe cine ai lângă tine, ai grijă la cine răspunzi. Nu vă afișați viața voastră privată pe internet. Nu trebuie să știi tot ce mâncați, unde ați mers în concediu, ce ați făcut. Nu. Păstrați-vă secretele voastre cu oamenii străi și vor lua secretul tău și te vor face praf. Vor lua slăbiciunea ta, poate, de care poate tu te-ai pocăit, căderea ta, pentru care poate tu ai plâns și cânti lumea mai dragă, în ghilimele. Te va face cu ou și cu oțet. Stai aproape în viața de Iisus, stai aproape în viața de părinții tăi, clădești o relație frumoasă cu părinții tăi și dacă ești căsătorit, stai aproape de partenerul tău. Amin? Oamenii care vor să urmeze pe Dumnezeu trebuie să-și aleagă prietenii cu grijă, pentru că timpul petrecut cu oamenii nelegiuiți te va duce în rătăcire. Puneți întrebările astea la final, bazându-mă pe Dumnezeu, pe definiția lui Dumnezeu, pe principiile lui Dumnezeu. Prietenii mei sunt oameni înțelepți sau nu? Umblă ei cu Hristos? Mă încurajează ei în relația mea cu Iisus? Fug ei de păcat sau fug spre păcat? Timotei, fugi de poftele tinerețe, dar ce să faci? Împreună cu cei ce caută și spune acolo câteva calități. Și e adevărat, și cu asta vreau să mai facem o rugăciune. Pot să am multe pretenții de la prietenii care vreau să-i am, dar știți ce aș vrea să facem? Să fiu eu prietenul care mi-l doresc. Calitățile astea care le-am spus că le vreau pentru alții, condițiile astea care mi le-am pus pe foaie că le vreau de la tine, aș vrea să le am eu mai întâi. Să știți că sunt lângă noi oameni care și-ar dori
să-i ascolți. N-au nevoie de soluții. Să știți că sunt lângă noi fete care suferă din anumite complexe și nu au curajul să meargă la nimeni din biserica lor, nici măcar la părinți. Că tata e șofer pe tir, mama e ocupată cu nu știu ce, îți plecați de acasă unii dintre ei în străinătate să lucreze. Aș vrea astăzi ca și fată să mă asculți. Uită-te la fetele din biserica ta care sunt mai retrase, care sunt mai singure, care n-au poate poziția ta sau banii tăi. Du-te și abordează-le și spune-le un cuvânt. Vei descoperi în spate traume, vei descoperi în spate inimi frânte, vei descoperi în spate strigăte ale unor ființe iubite de Hristos, pentru care Iisus a murit, dar care nu se pot deschide față de nimeni. E ușor ca ăla care umblă cu Mercedes să aibă prieteni pe ăla care umblă cu Mercedes. Dar nu ăsta e idealul. Dacă vrei să fii un prieten adevărat, du-te caută ca și băiat pe cineva care n-are pe nimeni. Pe cineva care are nevoie de un cuvânt. Eram ieri la Dărăban și la final a venit un tată cu un copil în cărucior să facem o poză. M-am dus și l-am îmbrățișat pe copilul ăla, am crezut că nu, îmbrățișăm o secundă cum ne îmbrățișăm noi. Nu mă lăsa copilul să plec. M-a strâns în brațe. Mi-am dat seama câtă nevoie au oamenii ăștia pe care nu-i bagă mulți în seamă. Și am făcut cu Stelică Strugariu și cu băiatul ăsta o poză. Mi-am pus în genunchi în cărăciorul ăla să facem o poză. Să-i fac o bucurie. Să-i fac o bucurie tatălui și mamei, că eu plec. Dar tatăl acela merge mai departe și mână un căruț. În timp ce mii de oameni îl judec. Cine știe ce păcat a făcut asta? Poate nu a făcut niciun păcat. Poate că până asta Dumnezeu te păurează pe cine și pe mine. Asta așa după predica de astăzi. Bun, ne ferim de bârfitori, ne ferim de vicleni, ne ferim de oameni lumești. Atunci hai să ne apropiem de cei care au nevoie de noi. Hai să ne uităm lângă noi. Mereți la un spital, iubiți tineri, vă rog în numele Domnului. Nu lăsați păstorii să le facă pătate. Mereți voi la un spital. Opriți-vă în salon la o femeie. Știți ce har avem noi penticostali? Că avem o comunitate. Că, de exemplu, dacă cineva de la Sfântul Ilie e internat în spital, să roagă 800 de oameni pentru ea. Dar sunt în București, la Marie Curie, mame cu prunci bolnavi de cancer, care de un an jumătate sunt în București. N-au o comunitate cum avem noi. Am întâlnit persoane care și-au vândut apartamentul și mașina și stau pe chirie, că toți banii s-au dus pe operație. Am întâlnit văduvă care m-a spus, frate Cristi, am crescut 6 copii singură și nu m-a întrebat nimeni dacă am nevoie o dată în 15 ani. De ceva? De ce? Că atunci când ieșim la mall, am vrea să ieșim cu băieți și cu fete care au bani să plătească meniu. Dar n-ați vrea să ieșim noi cu aia care nu au, să plătim noi. Fii tu prietenul pe care ți-l dorești. Pune-te tu în situația aia. Știți câți băieți suferă la școală? Pentru că au anumite complexe. Și nu-i bagă nimeni în seamă. Și poate tu, ca și băiat, ești mai deschis la vorbă, ești mai vocal. Du-te și vorbește cu el. Îmi spunea cineva, 8 luni de zile am umblat la o biserică. Nu m-a întrebat nimeni 8 luni de zile de unde sunt. 8 luni de zile. Ce prieteni, iubiții mei. Uite-te să vezi pe banca ta, la biserica în care ești. Cine vine nou? Poate are nevoie de o întrebare. Uite-te să vezi la școală. Poate că sandwich-ul tău e cu șuncă presată și cu șnițel, să mai știu eu cu ce, și cu fel și fel de creme. Și poate este cineva care n-are sandwich. Mi-aduc aminte, făceam temele la colegul de bancă, era patron de hotel, taică-s-o. Îi făceam temele să-mi dea sandwich-ul lui să-l mănâncă, era mai proaspăt. A meu era cu pâine cu un soare și cu boia. Și a lui era cu altceva. Am rămas cu amintirea asta. Și am crescut cu lucrul ăsta. Vreau să fiu omul care să fac ceva pentru alții. Eu nu vreau să fiu în biserică un om cu 7 prunci care să-mi dea comitetul bani, că n-am ce să mănânc. Nu. Vreau să fiu eu un om care să pot să ajut pe alții. Asta a fost concepția mea. Și mulțumesc Domnului că am crescut cu greu în familie.
că s-a dezvoltat în mine lucrul ăsta, să ajut pe alții care sunt greu. Faci și tu la fel. Uită-te să vezi în jurul tău, sunt atâția oameni care urlă. O zis Lucian Cristescu, Domnul Lucian Cristescu, ceva extraordinar, că nu sunt oameni răi, sunt numai oameni nefericiți. Și ei strigă. Și poate Dumnezeu te-a pus în clasa în care ești, sau în biserica în care ești, sau pe strada în care ești. Când m-a întrebat cineva, dar de ce nu ne-a pus Dumnezeu pe toți pocăiții la același oraș? Să fim toți într-o metropolă pe acest pământ. Păi dacă strângi lumina într-un loc, păstă tot, în rest rămâi întuneric. Nu ne-a împrăștiat Dumnezeu peste tot ca să fim lumini. Amin? Fii tu prietenul pe care ți-l dorești. Fii tu omul acela care să ofere atenție. Fii tu omul la care să te oprești 10 minute, un sfert de oră în alergarea ta și să asculți durerea unui om. Eram în Spania zilele trecute și a venit o doamnă ortodoxă. S-a pus pe a treia bancă. Tot timpul s-a uitat la mine. Mă, dar ce are cu mine? Și la final a zis, domnul pastor, pot să vă spun ceva? În privat. Și am mers până în birou pastoral, mi-a dat fratele pastor birou și a zis, domnul pastor, de 22 de ani vă aștept. Ce? Păi numai de 16 ani predic. Cum mă aștept de 22 de ani? O zis, știu că predicați de 16 ani, dar eu aștept de 22 de ani pe cineva la care pot să-i spun o mărturisire, o spovedanie, o durere care o am în viață. Și am simțit că sunteți omul acela. M-am gândit în weekendul ăla, poate pentru un singur om, o trebuie să plec până în Spania. O zis, 22 de ani am cărat un păcat cu mine și n-am găsit pe cineva de încredere la care să-i spun și să știu că nu pune pe Facebook. Vezi lângă tine, poate sunt oameni care au nevoie de încredere, au nevoie de un ajutor, au nevoie de un sfat. Dumnezeu poate pregăti niște oameni, niște tineri, ani de zile, ca în momente fenomenale, cum au fost în Valea Dura, cei trei să rămână aproape. Iubiții mei, mă uit peste voi. Dacă vine prigoană, în anii care vin, o să fim colegi de închisoare. Și să-mi permit să-l bârfesc pe fratele pastor, ar trebui să încrape obrazul de rușine. Să-mi permit să vă bârfesc pe voi, sau voi pe mine, dar nu merem în aceeași direcție. Păi niciun coleg de echipă de la fotbal nu-și dă la picioare unul la altul. Merem în aceeași direcție, avem același scop, avem aceeași țintă. Că mai se este câte un Alexandru Căldoraru, e treaba lui. Domnul îi va răspăti, e treaba lui ce face. Timotei, tu ține aproape de Tit, ține aproape de Onisim, ține aproape de oamenii Domnului. Leagă prietenii strânse. Că dacă te prinde războiul fără o relație cu cineva adevărată, dacă te prinde necazul fără cineva care să poate să-ți dea o pâine, e greu. Mușca cineva, era în spital cineva și a zis către un pastor, frate pastor, nu m-a vizitat nimeni în spital. De câteva săptămâni să aici nu m-a vizitat nimeni. Ce pocăință e asta? Și pastorul și-a mușcat buzele să nu zică nimic. Frate pastor, nu mai auzit. Și pastorul, știind cine e femeia, a zis, soră, iertați-mă, dar când ați fost sănătoasă, pe cât ați vizitat? Și-au plecat capul jos. Vedeți? Am vrea ca altă să fie prietenii noștri. Dar haideți mai întâi să fim noi prietenii lor. Amin? Ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Și în urma acestor lucruri învățate, hai să facem o rugăciune. Hai să ne filtrăm agendele, să ne filtrăm prietenii și să fim noi oamenii de care Dumnezeu are nevoie ca să implementeze principiile Lui în inimile altora. Amin? Ne rugăm.